cresc costurile pentru întreținerea deputaților din Parlamentul Republicii Moldova. În ultimul an au fost majorate compensațiile acordate parlamentarilor pentru transport și închirierea locuințelor. Potrivit raportului Asociației Promolex privind monitorizarea activității Parlamentului de legislatura 9 august 2023-iulie 2024. Salariul mediu lunar al deputaților a fost de 19.000 de lei, lângă asta parlamentarii primesc compensații neimpozabile, inclusiv plăți de transport în valoare de 10.000 de lei, precum și compensații pentru locuințe închiriate și cheltuieli pentru protocol și publicitate. Potrivit Promolex, începând cu luna septembrie 2023, a fost majorată indemnizația lunară neimpozabilă pentru deputați de la 6.500 de lei la 10.000 de lei. Analiza comparată a datelor a permis experților să constate drept rezultat majorarea de 1,5 ore a cheltuielilor totale alocate pentru transport. Pentru perioada supusă analizei, cifra a atins 8,5 milioane de lei, comparativ cu 5,5 milioane de lei pentru perioada anterioară. Și indemnizația lunară neimpozabilă pentru închirierea spațiului locativ s-a majorat de 2 ori. Aceasta a crescut de la 3.300 până la 6.600 lei lunar. De peste 2 ori s-au majorat și cheltuielile totale alocate pentru închirierea spațiului locativ. Așadar, dacă pentru perioada precedentă de monitorizare, plățile de care au beneficiat 20 de deputați au constituit 818.000 de lei, atunci pentru perioada august 2023-iunie 2024, cheltuielile totale alocate pentru închirierea spațiului locativ a atins cifra de 1,7 milioane de lei. Potrivit experților de la Promolex, și numărul deplasărilor, precum și cheltuielile suportate pentru acestea, au crescut comparativ cu perioada precedentă. Astfel, cheltuielile entității pentru deplasările în străinătate au constituit 4,4 milioane de lei, cu 993,8 mii de lei mai mult decât în perioada anterioară de monitorizare. Cele mai mari cheltuieli pentru deplasări revin deputaților din fracțiunea PAS. Președintele Parlamentului a cheltuit timp de 10 luni din bugetul statului pentru deplasări peste 310 mii de lei. Acesta este urmat de Ina Coșiru, care a cheltuit pentru plecările în străinătate peste 196 de mii de lei, colega sa Doina German peste 186 de mii de lei, iar Natalia Davidovici, Ion Groza și Mihai Popșoi între 160 și 180 de mii de lei. Potrivit Promolex, în baza celor 191 dispoziții de delegare au fost nominalizați 70 de deputați, în 60 de deplasări au mers deputații PAS, iar în 10 cei ai blocului comuniștilor și socialiștilor. În 77 vizite au fost trimiși angajați ai Secretariatului Parlamentului și de această dată experții au constatat că deputații independenți și cei neafiliați nu au fost delegați în deplasări în interes de serviciu în străinătate. În total, deputații și angajații Secretariatului Parlamentului au fost delegați pentru participare în 39 de state. Cele mai multe au fost efectuate în România, 19 la număr. În Belgia au fost efectuate 18 vizite, în Franța 12, iar SUA 11. Totodată, Promolex atrage atenția asupra faptului că, în ciuda creșterii plăților, rămân probleme cu transparența utilizării acestora. Încă nu există o reglementare și contabilitatea călătoriilor de afaceri ale deputaților, ceea ce îngreunează controlul public asupra utilizării fondurilor bugetare. Despăgubirile pentru cheltuielile de protocol și publicitate acordate deputaților au rămas la nivelul de 13.000 de lei pe lună. Cheltuielile totale pentru aceste scopuri în perioada de monitorizare s-au ridicat la 12,8 milioane de lei, iar majoritatea deputaților au folosit această sumă integral. Menționăm că anul trecut, guvernul recean a dublat lefurile miniștrilor, acestea depășind suma de 50.000 de lei lunar, totodată pentru stimularea funcționarilor implicați în negocierile de aderare la UE. În ciuda rezultatelor negative de la referendum, guvernul a decis să aloce în acest an 36 de milioane de lei pentru 1.000 de angajați care vor primi sporuri suplimentare, iar pentru angajații unor agenții guvernamentale va crește valoarea de referință de la 2.100 la 3.000 de lei, ceea ce înseamnă majorarea automată a salariilor. În afara bărcii rămân medicii, cărora li se va ridica leafa cu doar 15%, pensionarii care vor avea parte de o indexare de doar 6% și profesorii care vor primi un salariu cu 9% majorat, deși ei au cerut 35%.